Municipalitatea a luat o serie de măsuri pentru a veni în sprijinul cetățenilor și al agenților economici din Zalău, având în vedere situația delicată în care ne aflăm. Prezent în studioul Sălăjanul TV la emisiunea Necenzurat, primarul Ionel Ciunta a anunțat că a fost prorogat primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri, respectiv a celui pe mijloace de transport, aferente acestui an, de la 31 martie la 30 iunie. În perioada aceasta am luat o serie de măsuri care vin în sprijinul persoanelor fizice și a persoanelor juridice. Persoane juridice înțeleg în IMM-uri, SC-uri, PFA-uri și așa mai departe. Toate taxele care le aveau de plătit, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice și aveau scadență data de 26, când am aprobat prin hotărâre de Consiliu, ceea ce o să vă spun în continuare, au ca termen scadent acum 30-a 6-a. Dacă perioada de stări de urgență se va prelungi, sigur vom prelungi și noi această perioadă. Pentru această perioadă, cine nu-și plătește taxele și impozitele, sau chiriile, sau redevențele, cei care nu-și pot plăti aceste taxe către bugetul local, noi nu vom percepe nici penalități, nici dobândă la sumele aferente. Ba mai mult, dacă se va termina, să dea Dumnezeu să se termine starea aceasta de urgență, așa cum am estimat noi, 30-a 6-a, suma aceasta, aferentă perioadei 26 martie, 30-a 6-a, le dăm posibilitatea să o plătească până la sfârșitul lunii septembrie. Adică nu în 30-a 6-a sau în 1-a 7-a îl somăm pe om sau pe societățile comerciale, frate, vezi că ai niște restanțe, mâine vii cu bani. Pot plăti eșalonat sumele aferente acestei perioade, fără a percepe dobânzi sau penalități de întârziere până în 30 septembrie. Edilul a mai anunțat că reducerea aplicată la plata integrală a taxelor și impozitelor locale se va acorda tuturor celor care achită până la finalul lunii iunie. Am avut o discuție legată de acea bonificație de care beneficiază cetățenii, 10% persoane fizice, 5% persoane juridice, dacă își achită toate obligațiile fiscale pe care le au față de bugetul local până în 30 martie. Am stabilit noi la începutul anului. A apărut o reglementare care prelungește acest termen și, sigur, ținem și noi cont de ea și o aplicăm, chiar dacă n-ar fi apărut, noi am fi vrut să scoatem o hotărâre de Consiliu în acest sens, dar nu se impune, pentru că a apărut o reglementare la nivel național și termenul acesta de 30 martie s-a prelungit și este, de fapt, 30-a 6-a. Așa că cei care doresc să beneficieze de această bonificație de 10% persoane fizice, 5% persoane juridice, pot să-și achite până în 30-a 6-a integral taxele care le au, sau obligațiile fiscale care le au față de bugetul local.